Probabil așa arăta fotbalul la începuturile lui pe asemenea terenuri. Se juca pe un teren jignitor pentru fotbal, pentru toți cei care au urmărit această partidă. S-a jucat Ucluj Rapid. E clar, chinuitor. Pe alocuri, în multe momente chinuitor acest meci. Și un 0-0, așa cum era de așteptat până la urmă, pe un gazon pe care nu se putea juca fotbal. Asta e clar. Au încercat, s-au chinuit cei care au fost acolo, însă cam atât s-a putut și, din păcate, asistăm din nou la un asemenea meci pe care n-ar trebui să vedem și nu cred că mai sunt terenuri în Europa care să arate chiar atât de prost. Așteptăm și reacții legate de teren, o să încercăm să luăm reacții și să vedem ce se poate schimba, să nu mai vedem așa ceva prin Superliga și, sigur, așteptăm reacții după acest meci, care a fost un meci așa, cu multă îndârjire. S-a luptat mult și s-a terminat. Iată, 0-0 între Sabău și Mutu. Ionuț Rada, George Galamas, bună seara din nou. Bună seara. Bună seara. Teren, este mai prost teren în Europa? Credeți că este mai prost? În prima ligă. La Rada au mai fost probleme. Și acolo au fost ceva de probleme, dar oricum, Vlad, un spectacol frumos față de cum ne așteptam, adică au fost peste ocazii, așteptări, da, peste așteptări. Și, sincer, m-a impresionat Universitatea din punct de vedere al pregătirii. A stat bine în teren, a alergat, a câștigat duelurile unul contra unul, adică duelurile directe și a terminat meciul în terenul Rapidului, ceea ce arată mult mai ofensivă decât Rapidul care, un Rapid care a stat la cutie. Nu s-a desfăcut, au fost mulțumiți cu egalul și s-au bazat foarte mult pe calitățile tehnice individuale, în timp ce, cum a spus și Ionuț, Ucluj foarte bine pregătiți fizic și-au dorit, au încercat, au condus jocul, au dominat. Au fost momente în timpul jocului în care și Rapidul a avut câteva momente în care au dominat și au stat în terenul celor de la Ucluj. Ocazii destul de puține, șuturi de la distanță, cum ne așteptam, și portarii în formă. Amândoi portarii în formă bună. Au scos niște ocazii mari. Da, chiar și moldovan, în special la cel reflex cu piciorul. Au fost și momente hilare, a fost și un posibil penalti. Aici cu toții am crezut că se va acorda penalti. O să revenim asupra fazei. Haideți să ne întoarcem prima reacție. Bună seara, un rezultat de egalitate. Mulțumiți, supărați. Sigur că se putea mai mult, dar până la urmă sunteți neînvinși în fața echipei de pe locul 4. Cum s-a văzut la voi? Bună seara, în primul rând. Da, nemulțumit, să spun așa, pentru că nu cred că ne ajută egalul ăsta foarte mult pe un teren impracticabil, practic. Într-adevăr, ambele echipe am jucat pe același teren, aceeași suprafață. Pe această suprafață, știți cum e, valorile se cam egalează și păcat, ne doream foarte mult să câștigăm. Cred că meritam să câștigăm în această seară. Cum a fost pentru voi? Pentru că multe mingi erau foarte greu de anticipat. Am văzut că se opreau în noroiul ăla acolo. Mă gândesc că pentru voi, mai ales jucătorii defensivi, a fost un coșmar, nu? Da, a fost destul de dificil să joci. Cred că ne-am adaptat, cred că, destul de repede la această suprafață și s-a și văzut. Pentru că n-am primit gol. Acesta este un lucru bun pentru noi, dar trebuie să luăm partea bună din acest meci și să analizăm și să mergem mai departe. 4 puncte, totuși, încurajator, nu? După primele două meciuri din anul ăsta. Da, 4 puncte din două meciuri. Suntem pe o pantă ascendentă de când a venit Mister Sabău. Încercăm să ne adaptăm la ceea ce spune dânsul și cred că și în această seară s-a văzut. Apropo de adaptarea asta, s-a schimbat și sistemul de joc. Am văzut că te-ai simțit foarte bine, că te-am și desemnat omul meciului. Te-ai simțit foarte bine în sistemul ăsta. Ai participat foarte mult la atacuri. Te simți mai bine, da, așa? Vă mulțumesc pentru aprecieri. Da, ne simțim mai bine, adică cel puțin mă simt bine cu acest sistem și cred că ne-am adaptat foarte, foarte repede la acest sistem. Acum ne mai rămâne să adunăm cât mai multe puncte. O să avem un meci foarte dificil acum la Craiova și sper să aducem toate punctele la Cluj. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da, Florin Ilie, cred că s-a adaptat mai bine la gazon, și la gazon Ucluj, nu? Da. Au două meciuri,
pe același teren, da, același... Obișnuiți, da. Obișnuiți, deci... Obișnuiți cu greu. Obișnuiți cu greu, cu munca multă. Dincolo, mi s-a părut că și Mutu n-a prea avut reacție la gazonul ăsta. Adică și schimbările, nu știu, n-a reacționat. Da. Schimbări și cumva a lăsat inițiativa, adică de la cum, de cum a început meciul și așa pe parcursul meciului, Rapid se poziționa deja în terenul propriu, lăsa doar pe Dugan, zici, în față și făcea acel sistem 4-5-1 și foarte puțin. În momentul în care și-a propus, a avut ocazia mare a lui... Pănoiu. Pănoiu, cu... Acum, în a doua repriză, da, a avut ocazie. Da, Costache. Costache, cu da. Parada foarte bună a portarului celor de la U. Dar în rest a rămas, cumva a lăsat, probabil s-a gândit că, fiind un teren greu, să obosească echipa adversă dacă pentru partea de construcție. A venit și a avut, iată, impact imediat la U Cluj, Ioanu Iusa. Bă, haide să ascultăm. Seara, un rezultat de egalitate... Nu știu, e un punct câștigat, ca să folosim clișee, să începem cu clișeul ăsta. Sau două puncte pierdute. Cum s-a văzut din perspectiva dumneavoastră acest meci? Zic că și astăzi am făcut un meci destul de bun. Atitudine bună, am încercat să... Am controlat în totalitate jocul, chiar pe un teren destul de greu să ai posesie, dar am văzut preocuparea jucătorilor, atitudine bună și au dorit foarte mult să câștige. Am avut situații, unele situații ne-a lipsit ultima pasă, acolo trebuia mai mare concentrare. N-am ales soluțiile cele mai bune în zona careului, dar și datorită terenului. Da. Ce să zic, îmi felicit jucătorii pentru că au muncit foarte mult. Până la urmă, asta contează atunci când dai totul, poți progresa și mergem mai departe cu încredere că putem să ne salvăm de retrogradare. Asta voiam să vă întreb, dacă sunteți optimist, lăsând la o parte rezultatul, adică cum a arătat jocul în cele sunt două meciuri deja? Sunt optimist pentru că jucătorii sunt foarte serioși, preocupați, se antrenează foarte, foarte bine, au arătat în două jocuri foarte grele că putem juca de la egal la egal cu voluntari, la fel și astăzi, chiar în unele momente am dominat adversarul, deci se poate, deci să avem mai multă încredere în noi și sigur vor veni până la urmă și rezultatele, pregătim următorul joc, să vedem. Da. Cum a fost și reîntâlnirea cu Galeria Rapidului, a avut și un mesaj pentru dumneavoastră? N-am auzit. A avut un mesaj grafic, nu l-ați apucat să-l citiți? Nu, n-am fost atent. Oricum, în semn de apreciere pentru dumneavoastră. Da, așa este. Am petrecut 4 ani frumoși împreună cu ei, am câștigat 2 campionate și în continuare le port un respect deosebit. Ce urmează? Pentru că ați întâlnit 2 echipe grele, totuși, și Voluntariul și Rapid. Da, jucăm la Craiova, să vedem ce se va întâmpla și acolo. Pare rău, pentru că am înțeles că am avut și un 11 metri clar. Nu știu de ce n-a dorit să consulte VAR-ul sau nu știu. Dar mă rog, e un alt subiect. Poate și o altă suprafață de joc care arăta și mai bine jocul dumneavoastră. Ce credeți? Da, dar acestea sunt condițiile și mergem înainte. Vedem ce se întâmplă la următoarele meciuri. Pregătim bine în continuare. Aceeași seriozitate, implicare. Pentru că arătăm bine. Arătăm bine ca atitudine, organizare, preocuparea de a juca fotbal până la urmă. Da, e ok. Mulțumesc! Sabău, care nu critică foarte tare gazonul, nu critică foarte tare nici arbitrajul și o gafă colosală a arbitrilor, acel penalti care nu s-a acordat pentru Cluj, dar o să discutăm după o scurtă pauză, așteptăm și pe Adi Mutu și sigur și alte reacții. Fază pe care nimeni nu și-o poate explica, din câte văd, acea fază în care nu s-a dictat penalti, un fault în care... Haideți să revedem faza și să încercăm să ne dăm seama de ce nu se dă penalti aici. Mi se pare... Voi chiar a spus și în direct, înainte să vedem reluările, că e penalti clar.
când da, am fost urmărit o fază, meciul. Cel puțin în live, atunci când vedeam faza, când am văzut faza, am zis, e penalti, pentru că automat vine cu piciorul stâng, practic, și îl... Nu atinge nici mingea, cu stângul ia ambele picioare ale lui Oancea. Da, Oancea da. Cu Onea e acolo. Da. Da, penalti clar, și uite aici, din spate. Se vede foarte clar cât de bine este poziționat arbitru. Arbitru Barbu. Și nu... Dar aici nici nu ai nevoie de VAR. Da, aici, el era foarte bine poziționat. Aici nu ai nevoie de VAR ca să mai ceri o altă părere. Ce stai în penalti cât se poate de clar. E uluitor cum nu se acordă penalti la faza asta în condițiile care ai și VAR. Cum spuneați voi, n-ai nevoie de VAR. El e bine plasat, el vede. Uite și aici. La fel de vinovat sunt și cei din camera VAR. Da, uite, el așteaptă. Deci aici el așteaptă. Bine, poate cei din VAR i-au recomandat. Uite-te sau nu știu. L-au semnalat. Nu vedem să aibă dialog. Poate nu a vrut. Poate nu a vrut să meargă da, să vadă. Da, cu piciorul stâng vine practic și ia glezna. Din câte știu eu, când vine o recomandare din camera VAR, nu prea o poți ignora. Adică recomandările UEFA... Da. Vin și spun că e cu un titlu de obligație oarecum. Sigur că arbitru e suveran centralul, dar când vine din camera VAR, cam sunt forțat să meargă măcar să uite. Da, au fost și cazuri în care i-a răspuns, am văzut eu bine, nu a fost. Dar sigur că aici el ia decizia finală. El vede foarte bine, dar vede că cine e în camera VAR? Radu Petrescu. Da. Radu Petrescu a fost arbitru VAR aici. Asta e rușinos, dacă ești și Radu Petrescu, și pentru el. Da, e rușinos. Păi asta zic că e la fel de vinovat, dacă cei din camera VAR nu au spus clar că e penalti, mai clar de atâta nu ai prea mult de comentat. Pentru că ne uităm și la reacțiile celor de la Rapid. Rapidiștilor toți stau cu minți, nu stau liniștiți, niciunul nu comentează. Da, remarcați voi că nu comentează să pună... Nu comentează nimeni la faza asta. Toți se opresc pentru că cumva așteptau decizia arbitrului. Toți sunt foarte liniștiți și acum se bucură că au scăpat de... că le-a trecut glonțul pe la ureche. Nu știu cum a putut gândi acolo. Se poate gândi că l-a căzut înainte. Nu există. Nu, deci nu există, n-are nicio scuză. El cumva normal, el îl simte pe adversar că vine cu alunecare din lateral și normal, el își duce piciorul un pic în lateral să-și protejeze mingea. Uh-huh. Atunci, dar în spate se vede foarte clar. Da, atunci e și arbitru pe direcție. N-are nicio scuză. E clar penalti. Uluitor. Cum se poate greși chiar atât de într-o fază atât de clară și în condițiile care a ieșit VAR, ne întoarcem pe noi, văd că vorbește. Seara. Un 0-0 se putea mai mult cu un adversar totuși destul de arțăgos și cu terenul ăsta care v-a pus probleme mari de tot. Da, un 0-0 cred destul de corect pentru că au avut și câteva situații, nu știu, o ocazie foarte clară a lor. Noi am avut vreo două, trei ocazii destul de bune, mai ales în a doua repriză, pe un teren jalnic, pot spune. Cred că e destul de corect rezultatul de egalitate. Acum e pentru voi ca jucători, că mă gândesc că aveți și acele dispozitive de monitorizare și tu dai o pasă care mingea ar trebui să se ducă unde trebuie și să oprește noroi. N-ați văzut în prima repriză când a dat Iani Stoica, a dat un șut la poartă și era pe lângă poartă 2 metri și s-a oprit în 3 metri de poarta noastră. Asta este. Nu avem ce să facem. Dacă a trebuit să venim să jucăm aici, jucăm, ne facem treaba și încercăm să scoatem ce e mai bun. Ți s-a părut că în anumite momente ale jocului totuși puteați mai mult? Sau hai să te întreb altfel. V-ați respectat poate puțin prea mult adversarul? Că mi s-a părut că în anumite momente ați fost cam discret. Sau pur și simplu pentru că ei nu a fost vorba de un respect al adversarului. A fost vorba în primul rând, cred, de terenul care a fost foarte greu. Nu puteam să ne facem neapărat un joc de pase foarte bun. Ei sunt obișnuiți cu acest teren din punctul meu de vedere și poate de asta le-a fost un pic mai ușor să se exprime. E până la urmă și un punct câștigat, nu într-o deplasare grea, nu? Adică poți să privești și din partea asta. Da, este un punct câștigat, v-am spus. Din punctul meu de vedere, cred că rezultatul este echitabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că cu ideea asta au intrat în teren, nu doar asta cei de la Rapid. Asta s-a văzut din primul rând cum s-au așezat în teren și cum au lăsat inițiativa. Adică vedeam exact cum echipa Rapidului se mută dintr-o parte în alta, exact cum a scos în evidență și pe noi, pentru că neavând antrenamente, neavând multe meciuri pe un astfel de teren,
Hai să ok, lăsăm inițiativa și noi încercăm să închidem culoarele. Cu totul arăta altfel Rapidul dacă erau condiții normale de joc. Rapidul ar fi pus mai multă presiune, mai multă inițiativă, mai multă posesie. Avem și niște faze în care o să vedem clar cum gazonul a afectat desfășurarea fazelor. Uite aici. Da. Păi, cum aici, vorbeam înainte de meci, sunt momente în care se trage la poartă, trebuie să urmărești, poate o greșește portarul, poate rămâne mingea pe teren. Da, exact, da. Spunea de lucrul ăsta și iată că chiar s-a întâmplat. Și aici genant era o pasă foarte bună. Sunt hilare. Se întâmplă totuși în prima ligă din România. Îl văd pe Adrian Mutu. Haideți să ne întoarcem să vedem ce spune antrenorul Rapidului. Bună seara. Bună seara. Punct câștigat sau două puncte pierdute, ca să începem așa. A fost un teren greu. Nu sunt noi ca mentalitate de care o avem, tot timpul mergem la victorie. Cred că și astăzi, în ciuda condițiilor, am avut ocaziile mai clare și mai multe. Și bineînțeles că mă nemulțumesc după undeva rezultatul. Pentru că, așa cum spuneam, orice meci îl jucăm, jucăm doar la victorie. Asta e mentalitatea noastră și asta vreau eu să implementez la această echipă. Cum a fost cu terenul? Adică am văzut că ați făcut așa niște schimbări, mai mult jucători de luptă, adică să fie mai tare la... Am încercat să ne adaptăm practic pe un noroi incredibil. Nu mai vorbim de tactică, că n-are rost. A fost un meci de luptă, un meci care orice greșeală putea să coste ambele echipe, mai ales că ați văzut că și la trebuia să fie atent și la pase, că se oprea noroi și așa mai departe. Eu cred că cel mai important lucru astăzi e că toți băieții au terminat meciul sănătoși. Chiar dacă am făcut schimbarea la pauză cu Kite avea o problemă mai veche, am încercat să-l și protejăm pentru că terenul nu l-ajuta la ce problemă are el. Deci, pentru mine seara asta, cel mai important lucru e că suntem cu băieții, sunt sănătoși și am tot grupul valid. Vă reproșați poate undeva, nu știu, așa mai discret, că v-ați respectat poate prea mult adversarul? Sau v-a fost mai mult teamă de greșelile care se pot face pe terenul ăsta? Pentru că în anumite momente mi s-a părut că dacă îndrăzneați un pic mai mult, cred că puteți strașa. Am avut ocazie chiar la începutul meciului, minutul 7-8, cred. Ocazie imensă cu Lugan Zici. Probabil dacă terenul era mai bun, altfel ar fi fost și... probabil ar fi marcat. Dar ne respectăm adversarul. Am văzut că chiar dacă au jucat cu 5, au încercat să facă jocul, ceea ce e lăudabil pentru și îl felicit pe Sabău pentru lucrul ăsta. Dar, cum spuneam, pe un teren de genul ăsta, dacă riști să te descoperi și iei un gol, e foarte greu să egalezi. Aproape imposibil. După aceea ești obligat să ieși la joc. Terenul nu te ajută pe un joc combinativ, deci a fost o strategie în funcție și de condițiile pe care le aveam în față. Să ne mai așteptăm la noutăți în perioada imediat următoare în ceea ce privește lotul, mai ales că s-au mai rezolvat așa niște probleme, pentru că asta, pare așa că aveți nevoie. Săptămâna asta ajunge și mai ajunge un jucător, o să vedeți că nu o să-l prezinte clubul. Da, ne-am întors pentru că vorbim cu președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tice. Bună seara, domn președinte! Bună seara! Se tot vorbește de noroi, dumneavoastră sunteți un iubitor de fotbal, cu siguranță știți ce s-a întâmplat pe Cluj Arena, se tot vorbește de Mocirla, de acolo, de noroi, de condițiile în care s-a jucat partida de astăzi. Ce spuneți? Cred că e jignitor și pentru județul Cluj, poate pentru stadion nou, nu? Da, din acest punct de vedere aveți dreptate, însă noi suntem într-o procedură acum de schimbarea gazonului. Regret că sunt și a trebuit să joace aceste două meciuri în aceste condiții. Așteptăm ca vremea să se permită ca să putem interveni, să schimbăm în totalitate gazon. Practic, Consiliul Județean a demarat procedurile pentru a putea să schimbe în totalitate atât sistemul de drenaj, sistemul de încălzire, cât și gazonul. Acest lucru se va întâmpla de îndată ce vremea va permite. Am înțeles. Și, Regret, îmi cer iertare atât suporterilor cât și celor două echipe care au jucat.
realmente, începând din noiembrie, nu s-a mai putut schimba gazonul. Uh-huh. A fost vremea nepotrivită. În momentul de față suntem conștienți, practic noi cheltuim și campionatul de tineret în iunie. Deci, din acest punct de vedere, noi am parcurs acest pas. Din păcate, vremea nu ne ajută acum, este frig, sistemul de încălzire nu este folosit pentru că curentul costă extrem de mult și echipa și echipele nu își permit să plătească asemenea costuri, sau dacă ar plăti, ar trebui să plătească sume foarte mari pentru închiriat. Și atunci, practic, rezultatul vedem. Într-adevăr, nu sunt în condiții optime. Mi-asum această responsabilitate în a schimba acest gazon și a-l aduce în condiții optime. Însă, în acest moment, din cauza vremii, nu putem interveni. Am înțeles. Deci sistemul de încălzire n-a fost folosit deloc? Nu se poate folosi, pentru că în momentul de față sistemul de încălzire, dacă el ar fi folosit, ar însemna cheltuieli uriașe pe care ar trebui să pornim sistemul o săptămână sau câteva zile înainte fiind frig afară. Uh-huh. Și nu s-ar putea efectiv plăti de către clubul universitate. Bun, dar echipele din Superliga primesc niște bani din drepturile TV și de aia să folosească și în aceste scopuri. Aici este o problemă internă, da, chiar aș dori să vorbesc. Chiar... Ce vă asigur eu este că noi trebuie să avem această responsabilitate, să oferim acest gazon în condiții optime. Uh-huh. De aceea vă spuneam că este o parte pe care eu mi-o asum, pentru care mi-am cerut scuze public. Dorința mea a fost să facem mult mai repede această schimbare, însă realmente timpul nu a permis să putem interveni. Și iată că avem câteva meciuri în această perioadă de iarnă, în care, în mod evident, dacă gazonul nu este încălzit și sistemul de drenaj nu merge la condiții optime, într-adevăr se adună apă și se creează acest noroi. Da, este o evidență, nu avem ce contesta, trebuie să ne mișcăm repede, o vom face, deja licitația a fost demarată și de îndată ce timpul ne permite să intrăm cu un gazon identic cu ce s-a folosit și s-a pus pe stadionul CFR și pe cealaltă gazone din celelalte stadioane din România, vom pune un gazon potrivit pentru hibrid? Un astfel de stadion la standard de UEFA FIFA. Hibrid, cred, nu? Întreabă eu, da, Zrada. Va fi un gazon, spun eu, la standarde înalte, care va permite unor echipe care doresc să joace și în perioada de iarnă să poată face, uh-huh, cu condiția ca ele, sigur, să-și permită să plătească toate costurile pe care un astfel de gazon le aduce cu ocazia unui meci, uh-huh, atât cu 3 zile înainte cât se antrenează și fac probe și se folosesc gazonul, cât și în perioada de meci. Da. Da, vă apreciez reacția sinceră, onestă, că nu încercați să căutați scuze și să spuneți că n-a fost chiar atât de rău gazonul, că am mai auzit și astfel de lucruri. Eu mi-aș dori să fiu cel mai aplaudat și să nu vorbească lumea despre gazon, să vorbească mai mult de fotbal. Da, așa ar fi normal. Nu întotdeauna, dar... în viață se întâmplă lucrurile cum ți le dorești. Eu am prins banii în buget, mi-am făcut demersurile, din păcate, procedurile au... Nu este o scuză. Este vorba strict de perioada anului în care suntem, în perioada de iarnă. Dar aveți idee cum s-a ajuns aici? Adică putea fi întreținut mai bine? S-au făcut niște erori în manageriere acestui gazon? Este posibil să fie o eroare sau să fie erori și la firmele, pentru că noi apelăm la firma externă care, uh-huh, care întreține gazonul. Nu întreținem gazonul prin angajații Consiliului Județean, pentru că noi nu avem specialiști în așa ceva. Și atunci noi apelăm la servicii externe. Atât la mentenanța gazonului, mentenanța softului, mentenanța turnichetilor, mentenanța sistemului informatic, toate lucrurile acestea sunt externalizate. O anumită parte din cum e faza și alte lucruri o facem prin angajații Consiliului Județean. Este posibil undeva să fie existat și o eroare în ceea ce înseamnă întreținere de-a lungul timpului. Dar nici asta nu este o scuză, pentru că noi plătim pentru această întreținere, plătim în fiecare rolă sume din bugetul întregului județ, adică din banii tuturor clujenilor, noi plătim aceste firme care fac mentenanță. Da. Aveți mare experiență în administrație. Cum crezi că pe viitor s-ar putea gestiona problema asta, să nu mai avem astfel de gazoane prin Superligă? Că nu se întâmplă doar la Cluj, se întâmplă de obicei în locurile în care stadioanele aparțin de autoritățile locale, județene, nu știu. Aceste stadioane, din păcate, găzduiesc și alte tipuri de evenimente, tocmai că pentru că sunt stadioane publice. Și atunci eu văd o singură soluție. Implementarea acelui mai bun gazon din momentul în care schimbi gazonul cu tot ce înseamnă, dar nu numai gazon, ci și sistemul de drenaj, ci și sistemul de încălzire. De fiecare dată când se schimbă gazonul, acestea trebuie schimbate și înnoite. Și la fiecare eveniment public care folosește
gazonul, tasează gazonul, tasează sistemul de drenaj, fiecare eveniment public de altă natură, gen concerte, evenimente, să schimbe din nou acest gazon. Cu alte cuvinte, orice eveniment care afectează gazonul, pista, sistemul de drenaj, să ducă în final la schimbarea integrală a gazonului. Da, asta ar fi soluție. Până acum, dacă de ce ne dorim să avem și alte tipuri de evenimente pe aceste stadioane, sigur, care reprezintă diman public. Ele, sigur, nu sunt făcute de un privat pentru o echipă de fotbal. Asta e cert, dar noi ne întrebam aici de ce după Antold nu s-a schimbat în totalitate gazonul de către cei care organizau acel festival. Cei de la Antold au schimbat de gazon afectată, să spunem, de eveniment. Mm-hmm. Dar ne-am dat seama că aceasta nu este o soluție. Nu e o soluție. Pentru că și acolo unde nu a afectat gazonul, este afectat sistemul de drenaj prin presare și prin faptul că atât de mulți oameni sar pe gazon și tasează sistemul de drenaj și sistemul de încălzire. Îl afectează fără să ne dăm seama. În regulă. Alin Tișă, președintele Consiliului Județean Cluj, mulțumim tare mult pentru dialog. Să aveți o seară bună. Mulțumesc și eu, la revedere. La revedere. Trebuie să luăm pauză? Da. Îmi spun colegii, ne întoarcem, însă vin toate reacțiile de după acest meci, restul reacțiilor. Și vedem și pe Burleanu, care în sfârșit ia atitudine în privința antrenorilor fără licență și pune piciorul în prag, se pare. Să vedem. Am întors la Fotbal Show, am văzut și reacția lui Alin Tișă, președintele Consiliului Județean Cluj, legată de gazon și ne-a spus și când se va schimba gazonul și că de acum înainte cine mai face concerte și evenimente acolo va schimba gazonul în întregime. Astea ar fi așa ca opțiuni sau obiective de viitor. Acum sigur că și Cluj putea să ceară să joace pe un alt gazon, să schimbe terenul, să schimbe stadionul. Și cei de la Ligă puteau să nu dea drumul la meci și să putea, da, sau de la Federație, da. Până la urmă, cei de la Vina e în mai multe au locuri. Au câștigat și meciul trecut tot așa, le-a mers bine, s-au folosit. Cumva i-a ajutat gazonul pe Ucluș? Cumva i-a ajutat, uh-huh, și au preferat să joace, să, da, joace tot aici. Haideți să vedem și fazele comice ale meciului, ceva ce vedem rar de tot. Niște faze virale. Cu aceea cu arbitru. Hai să vedem ce aici cu arbitru, uite. Arbitru care a fost total împotriva lui Ucluș, pe lângă că nu le-a dat un penalti și fizic. Aici. Mai vine jucătorul că s-a dus cu capul în cotul lui. Cu ce e de vină? Hai să vedem faza. Deci dă un cot arbitru, îi dă un cot putea în gură lui. Putea să ia un galben. Dar înainte, dacă ne dau colegii faza de dinainte, vedem cum l-a lovit. Aici era. Deci după ce se fluier acolo, se întâmplă ceva, sunt ceva parlamentari. Da, nu e asta faza. Poate o să găsească totuși colegia. E faza meciului. Da. Arbitru să dea un cot în gură. Și fără să primească galben. Și fără să... Dar mie mi-a plăcut reacția de simulare. Da, probabil se gândea că poate... să primească cineva galben. Adică asta e faza. Aici e. Da. Dar uitați cum cade. Uitați-i, da, pe Lilie, da, cum cade. Deci săracul i-a dat, i-a spart buza. Ce să mai... Păi da, bun, dar de ce se pune pe jos? Aștepta să scoată un galben? Păi săracul, eu cred că n-a mai putut. El n-a asta, să la pe viitor, Vlad, pe viitor este... A fost total surprins. Pe viitor, Vlad, cel mai important este să nu te mai apropii de arbitru. Corect, stai mai departe. Stai departe. Lasă omul dacă să-și facă treaba. Că da, corect. Scotea cartonașul omul, avea treaba, da, acolo. Și... Dar eu n-ai voie să te apropii de arbitru. Da, el nu și-a mai dat seama atunci în momentul ăla că e arbitru și rapid, cum a simțit, s-a aruncat pe jos. Că poate vine un cartonaș. A simțit că vine din spate și... Și l-am văzut și pe Miron. Imaginea aceea cu Miron în noroi este... imaginea care definește ceea ce s-a întâmplat astăzi. Uitați-l aici pe Miron și că-i... Dacă nu era nămol, să dea mai mult pe jos. Dar din tranșee s-a ridicat. Uite aici. Uite-l. Asta e luptă, tată. Lupte din alea în noroi grele. Hai să-l ascultăm, suntem pe final și aș vrea să-l ascultăm și pe Răzvan Burleanu. Astăzi a avut o conferință de presă și înțeleg că gata, s-a terminat cu antrenorii fără licență. Dacă e pregătit Răzvan Burleanu, îi rog pe colegi.
Pentru că e clar, e foarte important ce spune astăzi și pare un punct zero. Ei, până la urmă, direcția pe care vrei să o dai și se poate sau nu se poate. Și e simplu, adică dacă până acum au tot fost tot felul de portițe, să spunem așa, că s-au lăsat, bine, hai să-i mai lăsăm, hai să... Nu, de astăzi... Să credem că de astăzi se va schimba. Acum, până se va da primul exemplu, atunci trebuie să credem, nu? Se va da exemplu, vom crede. Hai să vedem ce spune. Haideți, că e pregătit. Nu puteam să nu discutăm astăzi în această ședință și despre licențele antrenorilor, mai ales de Liga 1, fiindcă dacă în eșalonul inferioare se pare că în anii următori lucrurile s-au așezat și nu mai avem asemenea probleme, continuăm în continuare să avem această provocare la nivelul Ligii 1. În vara anului 2021 am reușit, după 2 ani de eforturi, să lansăm ceea ce numim astăzi a fi Academia Națională de Fotbal, care în toată această perioadă de timp, din august 2021 până în decembrie 2022, a pregătit numai puțin de 1300 de oameni în peste 40 de cursuri în toată această perioadă de timp. Menționez acest lucru fiindcă educația, și o să revin asupra educației la nivelul antrenorilor, reprezintă un element cheie. S-au făcut în această perioadă modificări în ceea ce privește sistemul de licențiere. Pentru prima dată avem un sistem de licențiere, de certificare specific cluburilor din Liga a doua și respectiv din Liga a treia. Federația Română de Fotbal, alături de alte 53 de federații din Europa, suntem partea unei convenții UEFA în ceea ce privește antrenoratul. Unul dintre elementele pe care o să le regăsim în această convenție face referire că la cel mai înalt nivel competițional intercluburi, licența obligatorie pentru antrenori este cea pro. De aceea, Federația Română de Fotbal, ca urmare a apartenenței la UEFA și ca urmare a faptului că suntem parte semnatară a acestei convenții, ne asumăm această obligație și acest control în ceea ce privește deținerea licenței pro pentru toți antrenorii pe care îi regăsim la nivelul Ligii 1. De aceea, dacă vrei să antrenezi în Liga 1, ai nevoie de licență pro. Acest lucru se întâmplă atât în România, cât și în alte 53 de federații din Europa. Iarăși, menționez că atunci când vorbim despre carnetul de antrenor, această cerință aparține legislației din țara noastră și este valabilă pentru toate disciplinele sportive din România, nu doar pentru fotbal, deși fotbalul presupune singurul fenomen, suntem singura federație sportivă din România, care avem propriul sistem de licențiere, propriul sistem de specializare a antrenorilor care lucrează în fotbal. Dar ca urmare a faptului că avem această realitate, modul prin care înțelegem să punem în implementare acest lucru presupune că pentru înscrierea la toate cursurile de licență organizate de către FRF, ai nevoie de carnet de antrenor. Prin urmare, dacă îți dorești să te înscrii la cursurile de licență B, A, A plus B, fiindcă există și această posibilitate pentru foștii jucători, licență pro, toate celelalte forme de licențiere pe care le folosim începând din acest an pentru categorii specifice de vârstă, ai nevoie de acest carnet de antrenor. Dacă ți-ai terminat școala în altă țară, atunci ai o posibilitate de echivalare a diplomei pe care ai obținut-o în afara României pentru a-ți obține carnetul de antrenor. Toate aceste lucruri țin de legislația națională și nu de regulamentele sportive. Prin urmare, vorbim de două instituții care sunt angrenate la nivel național în această procedură de recunoaștere a diplomelor pe care le obții în afara României. Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor și respectiv Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Același sistem se aplică tuturor celor care își finalizează studiile în alte domenii. Da, încerca să explice Răzvan Burleanu cum e cu licențele, înțeleg că nu mai e voie, fără. Bun, vom vedea acum ce sancțiuni în primul rând. S-au pierdut în multe detalii. Nu, probabil a vrut să explice tot, cap-coadă, tot acest, eu știu, proces, această informație, în ideea în care pe viitor să nu mai existe întrebări. Pentru că, clar, problema cea mai mare a fost cu carnetul de antrenor. Nu că nu ar avea licență pro unii dintre ei sau nu ar participa, ci carnetul de antrenor. Pentru că sunt foarte mulți jucători care nu au studiile terminate, nu au bacul luat și acolo intervine problema.
Toleranța este zero, a mai spus Răzvan Burleanu în acea conferință de presă. Luăm în calcul suspendarea licenței antrenorilor din umbră. Deci și asta, de acord, și asta. Adică cei care, da. Leo Strizu, ăștia care erau puși de formă, da, care da. Să meargă lucrurile înainte. Bun, dar rămâne de văzut cum vor reuși să dovedească. Că e în umbră. Da. Pentru îmi se pare că e evident. Contractul, până la urmă, cred că contractul cu celui care apare și la trebuie să conducă echipa. Adică corect, să fie... vezi pe teren că el conduce la antrenamente și la astea, dar asta nu va fi o problemă. Până în momentul în care va fi un exemplu dat, atunci eu zic că... Din vară, din această vară, vor să sancționeze antrenorii care își închiriază licența sau ajung licența. Noi vorbim de cluburi importante din România care își doresc performanțe importante, vând jucători poate pe sume și noi ne gândim cum să aducem un jucător în umbră, un antrenor în umbră care să bifăm acolo. Știi cum e? Că toate lucrurile astea... noi dorim să vindem acei jucători pe milioane și bun, ne dorim să toate lucrurile astea se întâmplau sub ochii lui Burleanu și a celor de la FRF. Bun. De acolo trebuie să vină schimbarea și să vină piciorul în lucrurile prac. Astea de mult mai mult timp trebuiau să se înceapă. Trebuiau rezolvate, sigur. Și atunci sancțiuni lucrurile și se intra atunci probabil nu se mai ajunge aici. Sau era de la bun început înțeles că nu se poate. Exact ca la un jucător, ce spuneam. Un jucător nu poate să joace într-un meci oficial fără viză medicală și fără a fi legitimat la clubul respectiv. Așa și un antrenor. Da, mulțumesc tare mult, domnilor, cam atât pentru astăzi, mai aveam lucruri pregătite, dar n-am avut timp foarte bine, înseamnă că au fost subiecte interesante. Mâine să nu uitați că e un derby din Serie A, Napoli, AS Roma, Mourinho la 60 de ani, nu este etapă în Premier League, dar cu siguranță sunt alte meciuri interesante din toate campionatele puternice ale Europei, noapte bună!